Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un nou episod de pe canal. Nu uitați să vă abonați, să apăsați pe butonul de like, să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificare când postez. Suntem aici cu un nou joc. Jocul se numește Soccer Champs, cred. Și acest joc are modul carieră, unde sunt echipe din Liga 1 și Liga 2 a României. Și o să începem o serie cu Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Echipele sunt cu jucătorii reali, cred. Cred că ăștia sunt la Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Avem aici Surugiu, Lucian Surugiu, de 55, Bogdan Lupu, Mario Rădoi, Emil Doicaru, Mendizov, ce avem, Botoșer, cred, Ionuț Moldovan, Mihai Popa, Ionescu, mă scuzați, Munteanu și Matei. Avem, cred că nu mai avem jucători români. Da, și rezervele. Bun, avem buget de 59.000 de euro. Mare buget. Văd că apărarea chiar arată bine. Și atacul, dar nu, o să jucăm un 4-3-3, cred. Sau 4-4-2. Nu, 4-3-3. Mendizov e bun. Are viteză. Și Ionut Moldovan are viteză și Doicaru. Așa o să-i joc. Bun. Ăsta n-a prea are viteză. Ar fi un fundaș mai... Botoșer are 54. Dar n-am fundaș. E o problemă, ar trebui să-mi iau un fundaș. Și cred că asta o să și facem. O să revin după ce o să găsesc un fundaș. Bun, băieți, a găsit acest jucător. Este portar, pentru că m-am gândit mai bine și am zis să iau un portar. Îl cheamă Mikkel Andersen, are 19 ani și poate are potențial. Să vedem dacă putem să luăm. El ar costa 56.000. Eu o să-i dau 58. Sper să accepte și a respins. Ah, trebuie să găsim alt portar. Bun, am găsit pe acest jucător, tot portar, Diego Stella, italian. O să-i dau maxim. Sper să accepte și a acceptat. Vine Diego Stella. Hai să băgăm în echipă, al meu are 53, ăsta tot 53. Și să-l punem pe unde este Matei, are 28 de ani. Îl punem pe lista de transferuri, să vedem unde se duce. George Matei a fost vândut de la Flacăra Moren pentru 43.000 de euro. Bun, bani frumoși. Bun, avem meci cu Gloria Buzău. Să vedem cu cine joacă Gloria Buzău. Sau ăștia stemei. Joacă cu Marius Mirea, în orfine nu cunosc. Dar are 65. Are echipă foarte bună. Cred că o să fie foarte greu cu ei. Dar asta este. Bun, și începe meciul. Ocazie Gloria Buzău și bară. Ok, avem un atac. Pasăm către numărul 9. Pasăm aici. Bun. Aici intrăm. N-am reușit. Ok, ocazie mare și șutăm și gol. Gol Alin Popescu. Gol din afara careului. Frumos. Încă o ocazie, lovitură liberă. Hai să vedem dacă reușim să înscriem din peste poartă. Ok, ultimul minut. Gloria Buzău atacă și apărăm. Apără, bine, prinde portarul. Final de meci, câștigăm. Cu 1-0 am avut și posesia a fost egală și șuturile le-am avut. Bun. Bun, avem meci cu Asu Poli Timișoara. Să vedem
dacă are vreun jucător emblematic pe aici. Are doi fundași de 62 și un atacant și un mijlocaș. O să fie foarte, foarte greu. Bun, și începe meciul. Ok, ocazie celor de la Supoli Timișoara de apărăm. Ok, avem un atac, pasăm la numărul 11, 10 și șut, gol, Bogdan Lupu, gol, gol, gol. Bun, începe a doua repriză, să vedem ce se va întâmpla. Ok, aici ocazia celor de la Asupoli Timișoara și apără portarul. Încă ocazie, un minut 89, reușim să blocăm și respinge perfect. Victorie contra celor de la Asupoli Timișoara. Ok, l-am mai găsit pe jucătorul ăsta, este atacant, a mai făcut rost de niște bani, a mai vândut niște jucători, neimportant. Băiatul ăsta, Denis Rusu, de la, să vedem, de la UTA Arad, echipă de Liga 1, să vedem, dăm 100.000 și n-avem bani. N-avem bani. Bun, a doua opțiune este băiatul ăsta, Andre Diaz, tot așa, 19 ani, să vedem, 81.000, o să-i dau 91, să vedem dacă acceptă, și avem pe noul jucător, Andres Diaz. Îl punem în echipă, în locul lor 2. Bun, băieți, cam acesta a fost episodul de azi, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să apăsați pe clopoțel și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!